Doamnelor și domnilor, sunt Alexandra Anastasescu. Bine v-am găsit la o nouă ediție Flash Monden. Așezați-vă confortabil pentru că v-am pregătit o nouă rundă de mondenități, iar invitatul de astăzi este colegul meu, Andrei Duban, realizatorul emisiunii Ban Show de la Prima Comedy. Să înceapă Flash Monden! Vica Blochina topește kilogramele ca gheața din pahare. După ce și-a operat stomacul, se pregătește de vacanțe fierbinți. Andrei Duban este de la o vreme încoace alt om. Pe lângă bancuri și distracție cât cuprinde, actorul a suferit o intervenție chirurgicală ce l-a schimbat total. Premieră în showbiz, Ana Baniciu cântă prima piesă cu tatăl ei, Mircea Baniciu, iar clipul este unul de suflet. Este plin cu imagini superbe din copilăria ei. Vica Blochina nu se lasă cu una cu două. A ajuns din nou pe patul de spital, și-a tăiat stomacul, iar acum este în refacere. Nu putea ajunge pe plajă cu 15 kg în plus, așa că acum le topește rând pe rând și se apucă de făcut bagaje. O așteaptă vacanțe fierbinți tocmai în Mykonos. Vica Blochina este în mare formă după ce a suferit o operație de micșorare a stomacului și a pus în cap să slăbească musai 15 kg. Mai slabă cu cât? 15? Am auzit eu bine? Sau păi, stai! Ce-am auzit? Targetul, doamne! Asta e targetul? Păi da, asta e targetul, stai că asta nu e. Acum de pe ce a trecut o săptămână. Eu cum nu m-am urcat, pentru că nu mă lasă doctorul. Mi-a zis doar la el în cabinet. Deci domnul Sorin Velici, doar la el în cabinet, nu mă lasă acasă. Cum a fost operația și de ce te-ai apucat tu? Că totuși mie nu mi se părea. Bine, tu ai zis mereu că ai avut probleme cu greutatea, că te-ai chinuit cu diete, că și după Survivor nu știu ce s-a întâmplat. Dar de ce se impunea operația asta? Că toată lumea s-a cam mirat totuși. Pentru că s-a mirat toată lumea. Vezi că e foarte multă lume care are această intervenție făcută și chiar mult mai drastică și care au avut kilograme mai puține, doar că nu foarte mulți nu recunosc. Asta nu înseamnă că nu se fac pentru, știi că cumva e asociată acest surplusul kilogramelor cu neavând bun simț, mănânci ca porcul, știi? Intervenția pe care a suferit-o recent blondina se numește plicatură gastrică. Nu am putut să reglez greutatea datorită faptului că de la 20 și ceva de ani tot țin regimul, știi? Tu gândește că eu alerg, fac sport, fac yoga, niciodată nu mănânc mult, eu chiar nu mănânc, să zic, niciodată nu am mâncat cât mi-am dorit eu, știi? Și nu, totuși am avut probleme. Nu este o operație grea, este o operație destul de intervenție, destul de ușoară, care, adică dacă o slăbesc acum 10-15 kg, nici cred că nu mă deranjează la piele. Stau pe pulbere, vine să mănânc pe oricine, obsesiv mă uit la toate rețetele, deci așa mănânc cu ochii. Vica vrea să se refacă în cel mai scurt timp posibil pentru că vine vara și așteaptă o vacanță de 5 stele în Mykonos. Soare mult și la masă mai mult apă. Și acum îi spun bună seara colegului meu Andrei Duban, realizatorul emisiunii Ban Show de la Prima Comedy. Bine ai venit și tare mă bucur să te am alături în această seară. Mulțumesc frumos pentru invitație. Bună seara sau bună ziua sau bună dimineața. Bun găsit. Ca să poți să o dai când vrei tu, știi? Adică... Exact. Eu vreau să-mi spui cum reușești să ai tot timpul energia asta așa de pozitivă și să debordezi efectiv așa de tot râsul ăsta și buna dispoziție. Spune-mi cum reușești. Cred că îmi pune ceva în mâncare soția, sincer să fiu. Grațiela, da? Da, Grațiela. Încă n-am aflat ce, dar văd că funcționează de vreo 13 ani. Da. Pentru că Grațiela în continuare îmi gătește, pentru că Grațiela în continuare este cu mine, contrar celor scrise în ziare. Deci am fost șocat zilele trecute. Apropo de emisiunea ta se numește Flash Monden. Apropo de mondenități, de-a lungul anilor am fost obișnuit cu tot felul. M-au omorât, m-au făcut drogat, m-au făcut bețiv, m-au făcut pionier, m-au făcut de toate. M-am obișnuit, da, mănâncă și eu pâine. Dar chestia asta m-a șocat și m-a deranjat într-un fel, pentru că Nu pot să... Dintr-un interviu dat de Grațiela, în care spunea că se îngrozește de ce vede în jurul ei, și anume majoritatea prietenilor noștri, cupluri, divorțează, știi? Și te uiți și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, și zici, mamă, și știi ce a dat peste ei. Deci asta a fost ideea. Ea, povestind despre noi, numai lucruri pozitive și frumoase. Și titlul apare după 13 ani, Grațiela Duban vorbește despre divorț. Deci să-mi cadă telefonul din mână. Este incredibil. Este acolo, domnișoara, i-am luat numele. Nu o să-i fac reclamă nici site-ului și nici ei, dar cu care chiar o să am o discuție foarte interesantă, pozitivă, pe glumă, în care sper să repare adevărul. Și tu și Grațiela oricum sunteți de foarte mult timp în lumina reflectoarelor, în lumea aceasta. Da, și ar trebui să ne obișnuim cu toate mizerile, nu? Exact, exact. Da, mă, dar e urât să mănânci o pâine așa, știi, cu stânga. Așa este, așa este, dar eu zic că oricum, uite, cu pozitivismul acesta, voi reuși să treceți peste de fiecare dată. Apropo de Grațiela și de băiatul vostru, de Armin, da. Spuneți-mi, de fapt spunem la voi, în familie, acolo, care dintre voi este mai permisiv? Eu știu că atunci când în familie sunt și băieți, cumva, na, se fac niște alianțe. Ai făcut vreo alianță atunci când Grațiela a spus nu la ceva? Că bănuiesc că au fost momente. Avem o regulă nestabilită, văd că așa s-a întâmplat. Nici o decizie nu o luăm unilateral. Adică, dacă băiatul îmi cere mie un lucru, eu îi spun următorul lucru. Vorbim și cu mami. Eu sunt de acord, dar îi cerem și părerea mamei și după aceea vedem. Sau, eu nu sunt de acord, dar hai să vedem ce zice mama. Și culmea, fix la fel face și Grații. Hai să vorbim și cu tati. Deci întotdeauna a fost acest echilibru, fără să ne fi vorbit dinainte. Așa s-a întâmplat. Okay. Și apropo de permisivitate, pot să spun că ea este mai, cum să spun, permisivă cu el, din prea multă dragoste, iar eu sunt un pic mai dur, mai rigid, țin mai mult așa la, nu știu de ce, pentru că vreau să iasă un om adevărat din el, pentru că vreau să... Cum Dumnezeu să ierte, mama îmi spunea mie, vreau să-i pun undița în mână. Mama așa zicea, băi, să te văd la ea, să-ți pun undița în mână. Pentru că, știi, în momentul ăla poți să-ți vezi de viață singur, poți să te hrănești, poți să trăiești, știi, dacă ai undița potrivită. Și asta încerc să fac cu el. Dar ca și idee de ce relații am stabilit sau ce tabere, cum ai spus tu, vreau să spun că am fost șocați și eu și Grații când întâmplător am aflat cum suntem trecuți în telefonul lui. Eu sunt trecut tătiu cu prietenul meu cel mai bun. Cât de frumos! Mamă, m-a șocat, deci spun că m-am muiat. Dar să o vezi pe Grații, deci la Grații, dacă la mine îi zice frumos, la mă, mă miu cu zeița mea. Mama când a văzut, deci au dat lacrimile lui Grații. Deci m-ai lăsat fără glas. Da, și nu, și că, păi da, de mult e așa. Sunteți așa trecuți. Dar noi am văzut de curând, întâmplător, repet. Da, ne bucurăm, ne-a binecuvântat Dumnezeu cu acest copil. Să sperăm că e doar începutul. Mă chinui să o conving pe Grații să mai facem unul. Și ea se chinuie să mă păcălească. Să nu. și iese. Să nu. Acum băiatul este în perioada aceasta preadolescentină. Eu știu cum este, întâmpinați greutăți. Am înțeles pe partea aceasta de comunicare este foarte ok, dar totuși pentru adolescenți, preadolescenți, este o perioadă cumva mai dificilă, mai delicată. Deocamdată n-au început problemele mari, sunt mici, dar nu sunt probleme. Adică, pur și simplu, noi încercăm să-i ocupăm viața cu cât mai mult sport și ne iese. Spre exemplu, face două sporturi, face fotbal și face polo, într-o echipă de polo care chiar săptămâna asta, la sfârșitul săptămânii, pleacă în primul lui turneu la Varna. Cât de frumos! Da, foarte frumos. Și am fost la primul lui meci de polo, unde, deși echipa a luat bătaie, a fost primul meci, echipa a luat bătaie, l-a înscris 3 goluri. Doamne, când l-am văzut cum înscrie 3 goluri, știi, la polo, sport pe care l-am făcut și eu când eram mic, nu de performanță, dar am făcut, parcă m-am văzut pe mine, știi, în copilărie. Suntem foarte mândri de el. Pe lângă sporturi, el își câștigă bănuții singur, face dublaje de desene animate. Da, are proiecte foarte, foarte frumoase pentru Disney, pentru Netflix, pentru... Dar e o curiozitate, te moștenește în ceea ce privește umorul. Da. Vreau să spun că îmi spun regizorii și oamenii cu care lucrează, dom'le, face cu ușurință de nu se poate. Poate o carieră în televiziune, la fel ca și tine, cine știe pe viitor? Nu știu, cum o vrea, nu suntem genul de părinți care spun, păi, ce n-am reușit eu în viață să faci tu, să mă împlinesc prin tine? Să vedem. Eu nu pot decât să... Noi nu putem decât să-i cultivăm calitățile pe care le va avea și să-i le dezvoltăm. Să vedem. Iar libertatea este totală, pentru că cel mai important lucru pe lumea asta este să vii la să muncești, ceea ce faci, să o faci cu plăcere, să o faci din suflet, să nu fii funcționar, că altfel te omori tu pe tine ca ființă, pe dinăuntru, te usuci. Așa este, să știi că sunt total de acord cu tine. Andrei, nu pot să nu remarc faptul că efectiv te-ai topit pe picioare. Știu că ai avut o intervenție chirurgicală. Nu, eu nu m-am operat absolut deloc. A început soția să gătească. Și am slăbit 20 și nu mai știu cât de kilograme. Hai, dă-ne detalii, dă-ne detalii. M-am întâlnit cu bunul prieten, a devenit între timp prieten, doctor Sorin Velici, care mi-a schimbat viața. Trebuie să recunosc că mi-a schimbat viața. Adică nu mai spun de problemele medicale care au dispărut, și anume colesterol ridicat, trigliceride pe pereți, pastile cu pumnul și nu scădeau, regimuri. Doamne, dacă n-am ținut la regim, toate dietele de care ai auzit tu, le-am ținut. Și totuși aveau nu efect, au da, aveau, așa cum ți-ai dorit. Cu nutriționist am fost, cu prieteni, cu toate. Metabolismul, odată cu vârsta, că te uiți tu la mine, dacă vezi buletinul cazi de pe scaun, știi? Adică el încetinește și după aia punem anul și kilul, anul și kilul, știi? Și atunci a trebuit să fac această micșorare de stomac care mi-a schimbat viața în bine, care nu este absolut deloc dureroasă. Întrebați-o și pe Vica. Și o să vă spune... vom spune același lucru. Și am aflat că tot la Sorin s-a operat și ea. Și de asta va avea niște rezultate. Deci pe Vica nu o să o mai recunoașteți în câteva luni. Nu o să o mai recunoașteți. Curioși acum, îți dai seama, nu o să urmărim îndeaproape să vedem exact cum o să evolueze. Foarte serios. Plus, deci, pe lângă partea, ca să continui ideea, pe lângă partea medicală, este chestia cu încrederea în sine. Păi eu în viața mea n-am intrat într-un magazin să întreb, aveți slim fit, aveți măsura S, aveți un M, aveți... Eu, hainele mele erau otovan, gen Demis Rusos când era gras, negre, ca să nu se vadă când transpir, și asta era singurul criteriu, știi? Negre, largi și la revedere. Pe când acum am început și eu să, cum zice Armin, outfit-ul, să am grijă de outfit-ul meu, da, și să fiu, cum zice el, drip. A început să vorbească, nu știu, jumătate nu mai înțeleg cuvinte. E adevărat că merge și la Martin, merge la o școală în engleză și are teste Cambridge și e la un nivel foarte, dar m-a depășit de mult cu engleza. Dar din ce în ce mai greu ne este să înțelegem că vorbește în termeni din așa. Și perioada este această generație care vine din urmă, e total diferită de cea noastră. Mamă, nu vrei să știi, nu vrei să știi. Dar mai dăm câteva detalii despre această intervenție. Eu știu, acum urmezi o dietă specială, eu știu, te abții de la mâncare sau e ceva de la care nu te poți abține? Nu, problema este următoarea, nu pot să mai mănânc mult. În continuare creierul zice, termină toată farfuria, mănâncă toată porția, dar nu mai poți că te doare. Eu mănânc foarte, foarte puțin, dar la vreo 2-3 ore iar ți se face foame, trebuie să... Eu în permanență am la mine ba o banană, ba un bairan, ba o gustărică. Da, exact, ca să nu mă apuce tremuriciu, pentru că după aia pic în partea ailaltă. Nu-mi dau seama că mi-este foame și că am uitat să mănânc, că uiți. Și încep să tremur. Și zici, băi, de ce? Și m-am dus la Sorin și l-am întrebat, băi, e ceva neregulă, mi-ai făcut? Nu, zice, scade glicemia, tu în permanență trebuie să ciugulești câte ceva. Acesta este secretul. Să știi că da. Andrei Duban, îți mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Păi stai puțin, acum am vorbit așa înainte de filmare, nu începem emisiunea? Din păcate s-a și terminat, dar poate discutăm cu producătorul, poate să avem mai multe minute pe viitor. Păi mai mult a durat drumul decât asta. Și injecția durează mai mult. Păi să vii la mine la Ban Show să vezi cum te țin, câte pare. Vin cu mare drag. Da? Știi bancuri? Nu știu, dar vreau să învăț de la tine. Las că te învăț eu înainte câteva și pe aia spunem, așa și... Da? Așa rămâne. Te aștept la Ban Show, cum îi aștept și pe telespectatori, de luni până joi, începând cu ora 22, pe Prima Comedy. Dragilor, noi mergem mai departe. Ana și Mircea Baniciu au lansat prima lor piesă. Au filmat și clip, iar artistul greu s-a lăsat convins. Vă spun motivul imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Ana Baniciu este năpădită de emoții de zile în șir. A lansat prima piesă cu tatăl ei, Mircea Baniciu, și nici nu se gândea că momentul o va copleși atât de tare. Au lansat și un videoclip de suflet, este plin cu imagini din copilăria ei. Artistul greu s-a lăsat convins, nici nu voia ca fiica lui să devină artistă. Ana Baniciu și-a îndeplinit un mare vis. De 20 de ani așteaptă momentul potrivit ca ea și tatăl ei să lanseze împreună o piesă. Copilul face parte din ea și din sufletul ei, iar în proiect s-a implicat total. Emoțiile au fost atât de mari încât în clipa în care a văzut videoclipul gata, cald, proaspăt terminat, nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Am văzut clipul. Am fost mereu plecat, dar din tot ce am cântat, ceva e de suflet când... Momentul are o încărcătură enormă pentru ea. În urmă cu un an, Ana și-a pierdut mama. A fost răpusă de o boală cumplită, iar dorința ei cea mare a fost ca fiica să devină artistă. Iată că s-a întâmplat, iar piesa cumva este dedicată. Mama, am făcut piesă cu tata, am împlinit visul nostru. Piesa Copilul e sinceritate pură. Dragi copii și dragi părinți, iubiți-vă, atât! Mircea Baniciu e și el foarte mândru de fiica ei și speră într-o carieră fulminantă, deși în sufletul lui de tată și-ar fi dorit pentru Ana cu totul alt drum. Eu am trecut prin clipe de senzație și altele groaznice în parcursul meu. Mi-am dorit să fac o facultate pe care de altfel a și făcut-o, dar să fie acasă, nu pe drumuri tot timpul. Ana Baniciu are 30 de ani și la un pas să devină mireasă. Până atunci însă lucrează intens pe șantierul propriei case. Ea și iubitul și-au cumpărat o locuință veche de aproape 100 de ani și sunt hotărâți să o transforme într-un loc minunat. Ce poveste frumoasă și emoționantă! Minunat are să cânți alături de tatăl tău! Felicitări, Ana și Mircea Baniciu! Atât pentru moment, până data viitoare la o nouă ediție Flash Monden, rămâneți alături de noi, rămâneți pe Prima TV! Pe curând!